Bună dimineața și bun găsit la BIU! Sunt Sabina Iosub și vă invit să rămâneți alături de mine în următoarea jumătate de oră, căci o să discutăm despre un subiect ce s-ar putea să fie extrem de interesant, inclusiv în România. Veți înțelege exact de ce. Today, here with me in the European Parliament in Strasbourg, is Clement Groschel. Thank you so much for your presence. Good morning. It, it Thank is... you for having me. It is very interesting, um, the subject that we are going to talk about, uh, the green prosecutor that, uh, um, is, uh, that the concept that is discussed here in the European Parliament. Let's explain a little bit what it will be about, if it will be accepted. As you may know, that the European our group Renew Europe and our Romanian colleagues were a strong supporters of the idea of European public prosecutors in general. As you know, the environmental issues know no boundaries; they know no national boundaries. So, whatever happens in one country usually has repercussions for the whole region, if not even globally. So,

green crimes, which are usually, usually of transnational nature, to be included in the part of the workspace of the european prosecutor's office. so it will be just one prosecutor that will handle all things in all the european states. no, the idea is to follow the same route as it is in the eppo, so mm -hmm. that every single member state has its own prosecutors which will deal with the, with the issues of the national level, because, you know, there is a lot of different judiciaries. In question, so there is a lot of different uh, uh, practices in courts, and this is the idea just to to, to, to widen the scope of their work. Now they are focused mainly on the financial interests. Now the issues of the of the green crimes is imp also would also be part of their uh, work. It is important to stress that, as you know, we are now in the uh, green transition, so the issues of related to the green transition, and there will be a lot of money involved in this project. So there will right. be a huge temptation to mm -hmm. use this not only, I would say, in the Europe, European Union, but also in the Western Balkans, because there is a lot of money going in an investment in the Western Balkans. So, if I think and I believe I'm strongly convinced that this is a good idea to a little bit wider the scope of the work of these uh, prosecutors. Uh, what What is the situation in your country, in Slovenia? In Slovenia we have I would say quite a good uh, situation in regard to this issue but we have cases you know in one of the one of the recent cases was that there is a lot of you know there is a lot of rest which is remains after the purification of sewage systems and this was the, for example deposed in the environment in Slovenia this was there were several cases of this so even the countries which are let us say quite well developed which are having quite strict uh, national regulation and, uh, and uh, legislation in the field of uh, environment can face this kind of crimes. And this, in our country, for example, this caused a, uh, that a certain part of the uh, uh, water source was polluted, and this had repercussions for, repercussions for the population. So, no one is actually immune from these issues, and this is why I say that this is very good to have this some additional, uh, let's say, tool or weapon against this kind of crime deforestation might be a problem at the uh, european level uh, we have the case of uh, romania we have a lot of discussions uh, on uh, this subject in romania but i know in some other countries uh, there there is uh, uh, such a debate uh, what kind of um, areas will cover this EU uh, green uh, prosecutor? Yeah, deforestation is illegal, lumbering is one okay. of them, for example. Then depositing, what I already explained to you, is, uh, the depositing of waste in natural habitats, for example, which mm -hmm. can cause quite a huge problem. Then there is the question. illegal waste transportation? Of for course, example? illegal waste transportation, this is a major issue in European Union and this it is Po naravi je to čezmejna težava. V Evropski uniji in po svetu je veliko nezakonitega prometa smeti. Na primer, v Sloveniji deforestacija ni tako velik problem, saj smo ena od držav z največ Uh, quite rapidly spreading uh, forests. This is, I would say, lucky for us. But as I said, this is why the EPPO should have the same principle. Because I know the prosecutors coming from Romania know the situation the best, and Slovenians know the best for the Slovenia. This is why it's so important to have this additional um, w uh, workspace for them. And I also think that uh, this should not be only limited to the European Union. I think that everywhere where the European Union is investing, it's taxpayers money or is sending its taxpayer money the EP people should have some additional powers to, to watch over what is going on in this area. Pollution is um, also an example. We cannot put border, uh, borders to, to pollution. We know uh, about the situation uh, in the whole world actually and we are doing our best to, um, to um, cope with uh, this uh, situation. Creating this EU green prosecutor does actually mean that the national states are not capable of solving their problems by themselves. I wouldn't say they are not capable of. You know, look, we have for example, if you have a country, for example, in the resource management, national resource management, if there is a huge mining project in neighboring country which will cause some additional ecological problems for the neighboring countries, for example, some other countries. Then the national prosecutors for the countries which will be most affected can do nothing if there is some corruption or something like this. It is the whole responsibility of the country which is in which this mine is uh, in place. But if you have this EPPO approach, then you have a common approach to these issues which are now which many times organized crime is very skillful in avoiding it because they knew that there is judiciary boundaries and they can avoid this and use, misuse these opportunities, misuse the european funds for doing ecological damage and the eppo in fighting these green crimes would have this uh, authority to stop these kind of activities. so if we are starting the discussion now, when we will actually see this prosecutor doing his, his or her job? That's, I would say it's almost impossible to say when. With a, mm -hmm. yes, I would say it would take quite a lot of time. Mm -hmm. But look, we need to be optimistic because we need, need to keep in mind the fact that, as I said at the beginning, there will be a lot of funds going for the green transition, and where there is a lot of funds, there is a lot of temptation to misuse these funds, and also there is a lot of temptation to do something which is not really ecological, that it, which is actually can be done like.

With a lot of money, one can do um, a lot of uh, good things um, in uh, the European level. We know um, what is the direction in terms of uh, uh, being um, greener, in terms of um, reducing all that uh, will, um, let's say, attack um, our planet. Do you think it's possible with? The funds that we will have, with uh, the ideas that we will have to actually do the good that we want to do. Unfortunately, I would say we don't have a choice. Mm -hmm. We can see every day we witness different climate changes. We see what are the consequences of climate changes. We can now see also that, that even the species have started to change to adapt to this new reality. So, also humans need to adapt to this new reality. I think that this is the only way ahead for us. We need to be optimistic. I think that with an investment in new technologies, with research and development, with measures which are now envisaged, with good faith, but of course with some good. Uh, proven uh, supervision. as i always said, the best forum trust is a good form of supervision. we can succeed. and i think that eppo fighting green crimes is just a small stone in the whole mosaic of this story going into, to the, into the way of green transition. in terms of um, green transition, in terms of protecting our planet, what is your message to uh, the romanian viewers that are watching you right now? i would say that to the romanians and to all the older europeans that it's our own responsibility. Small acts sometimes, small steps can have a huge impact. If one person does a small step, it's one person's step. But if 460 million people in Europe do this, uh, some, kind of, some kind of small step, then the precautions and consequences can be dramatic. And this is the way forward. Thank you so much for being with us today. Thank you for having me. We will focus now on Romania. E de văzut așadar ce va face și România legat de acest subiect. Europarlamentarul Vlad Gheorghe e alături de mine în această dimineață. Bun găsit! Bun găsit și bine ați revenit la Parlamentul European de la Strasburg. Am zis că bine am revenit cu toții după perioada atât de complicată în care am stat în general la Strasburg cu lucrările sau în mare parte chiar de acasă. În toată această perioadă am avut timp să ne gândim ceva mai mult la ceea ce înseamnă mediul, la ceea ce înseamnă protejarea celor din jur, la felul în care putem acționa cu toții. Și a fost exact perioada în care ați venit cu ideea asta să fie un procuror verde un procuror verde la nivel european. Hai să explicăm puțin conceptul de fapt. În primul rând trebuie să spun că este o idee românească, este o idee pe care eu am propus-o, pe care grupul nostru a îmbrățișat -o, grupul Renew Europe a îmbrățișat -o și sunt sigur că o să fie o idee care o să prindă foarte bine. Avem chiar un răspuns formal din partea Ursulei von der Leyen, Spunând că este interesată de acest subiect, ceea ce în termenii diplomatici de aici, de la Strasburg, de la Bruxelles, înseamnă foarte mult. Este o idee care a plecat de la o necesitate. Nu doar pentru că am stat noi să ne gândim cam ce am mai putea să mai facem, ci știți foarte bine că noi avem foarte multe probleme pe mediu, suntem o țară foarte afectată de, de acest lucru, avem în special și niște de infracțiuni. de exemplu, la nivel european, da? avem exact. De exact dinspre comisie. Exact. Deci, noi suntem cei foarte afectați și care se pricep să și rezolve această problemă. Și este o rezolvare românească, poate să fie o rezolvare românească la o problemă europeană, pentru că nu există infracționalitate națională în ceea ce privește mediul. Uh, suntem toți în aceeași oală, ca să zic așa, în toată Uniunea. Uh, pleacă deșeuri. Avem o problemă cu deșeurile care se exportă ilegal. Știm foarte bine, în ultimele luni, garda noastră de mediu și-a făcut foarte bine datoria și-au prins foarte multe, uh, foarte multe, transporturi ilegale de deșeuri. Dar asta e doar vârful icebergului. Pleacă de undeva, să spunem, din Italia și vin în România. La fel, poluarea. Norii de poluare, bineînțeles că pot să plece din România, să se ducă în Ungaria și mai departe în Austria. Deci avem nevoie de o soluție europeană la o problemă europeană. Bun. Cum ar funcționa acest uh, procuror uh, verde european? Ce fel de structură ar avea? Cum s-ar uh, întâmpla lucrurile în momentul în care se descoperă o posibilă infracțiune? Cine acționează? Uh, cumva naționalul cedează, să spunem așa, toată puterea sa uh, la nivel european? Este o întrebare foarte bună. În primul rând, trebuie să spunem că ar fi uh, în cadrul parchetului european care deja există și acum este condus de Laura Căveș. Deci nu inventăm o instituție nouă, uh, atât din punct de vedere al stufoșeniei birocratice, cât și din punct de vedere al costurilor. Este o idee eficientă și ușor de implementat. Bun. Și parchetul european, oricum, e o instituție foarte, foarte nouă, abia a exact. început să lucreze. Exact, adică... exact. De aceea trebuie să ne grăbim, ca să începem și cu Procurorul Verde, tocmai ca să mergem să facem lucrurile să meargă din mers pentru că nu mai putem să mai așteptăm. Cu cine va colabora? Bineînțeles că va colabora cu instituțiile naționale, dar va colabora și cu Europol. Și am avut chiar niște discuții pregătitoare, am fost și am discutat cu, cu șeful Europol în acest sens. Avem deja dosare la Europol pe infracțiuni de mediu, dar estimările lor sunt că sunt undeva până în 5% din rata adevărată a infracționalității de mediu. Deci am avea un procuror de mediu în cadrul parchetului european care ar lucra cu Europol, care lucrează cu toate instituțiile de poliție din toate țările membre și care ar putea să facă dosare direct. Și trebuie să spun, ca să-ți spunem și niște cifre, este estimat prejudiciul anual în Uniunea Europeană la 6 miliarde de euro. Dar este doar o estimare pe cifrele pe care le avem astăzi. Pentru că dacă nu se raportează, dacă nu avem instituții specializate care să raporteze, noi nu vom avea cifrele reale cu privire la ce se întâmplă cu adevărat în teren. Suntem incapabili la nivel național și de aceea cumva ne predăm cu ghilimelele de rigoare uh, europenilor. Ar putea veni această întrebare dinspre cei care nu neapărat înțeleg mecanismele și de aceea cred că aș vrea, cred că e momentul să explicăm puțin. Nu suntem noi capabili la nivel național și atunci așteptăm cumva ajutorul din afară. Sub... Sunt ferm convins că nicio o țară nu poate să rezolve această problemă singură. Da, bineînțeles că noi avem probleme mari, am început discuția spunând acest lucru. Avem activiști de mediu care sunt atacați. Avem din 2014 până acum, dacă nu mă înșel au fost omorâți șase, șase pădurari de hoții de, de lemne. Avem niște probleme severe. Dar, repet, asta nu înseamnă că cedăm ceva, ci dăm o soluție pentru toată Uniunea Europeană. Și, repet, trebuie să lucrăm împreună, pentru că este o problemă de infracționalitate paneuropeană. Genul acesta de infracțiuni sunt foarte interesante pentru infractori, pentru că știu că nu există o structură specializată care să se ocupe de ei și pentru că au un profit foarte mare cu risc foarte mic. Ori în momentul în care vom schimba această balanță și vom face... Să se gândească, uite, există o structură specializată care se uită foarte atent, deci avem partea de prevenție, pentru că îi speriem mai mult, iar pe partea cealaltă putem să recuperăm prejudicii sau chiar să oprim infracțiuni în, în desfășurare prin această structură specializată, care acum, din păcate, nu există. Bun, discutăm acum despre această idee. Când ar putea ea fi pusă cu adevărat în practică? Cred că trebuie să fim precauți cu calendarul. Bineînțeles, mecanismele europene știm cu toții, nu este niciun secret, nu sunt cele mai rapide Bineînțeles că la nivel național putem să facem mai multe și mai repede Dar cred că ne putem gândi la un orizont undeva între 3 și 5 ani Să avem o structură care să funcționeze corect După cum ați spus mai, mai devreme și beneficient de experiența Procurorului European Care este o structură foarte nouă, dar fără să așteptăm să crească mai mult procurorul european ca abia după aceea să începem să ne gândim și la infracțiunile de mediu, pentru că este ceva, subiectul mediu este ceva de acum nu de în viitor. Noi avem acum probleme și mai ales că ne îndreptăm către niște investiții enorme în direcția mediului, Green Deal, Fit for 55, avem foarte multe proiecte cu foarte multe zeci de miliarde. Pe trebuie să, dacă punem și investițiile, trebuie să avem și paznicul care să aibă grijă de acele investiții, că nu merg în mâna infractorilor și merg acolo unde trebuie. Bun, hai să explicăm puțin ce înseamnă aceste infracțiuni de mediu, că sună, sigur, extrem de uh, complex și atunci încercăm cumva să ne dăm seama ce ar intra în această categorie. Tot ce este legat de uh, tăierea pădurilor, de exemplu, da. Uh, tot ce este legat de poluare. Tot ce este legat de tăierea pădurilor, foarte interesantă, din nou, un subiect foarte important pentru noi. Uh, exportul și importul ilegal de deșeuri. Uh, atunci când se fac, nu se face o colectare corectă de deșeuri sau se lasă deșeuri foarte periculoase. Avem deșeuri, avem cazuri cu deșeuri chiar nucleare. Se știe, avem cazuri cu deșeuri extrem de periculoase care provin din spitale. Avem la fel infracțiuni care țin de traficul de specii protejate, care țin de braconaj. Deci avem o paletă foarte largă, pe lângă clasicele Poluări, repet, și tăieri ilegale. Deci, sunt foarte multe subiecte. Europa e un lucru foarte frumos că este foarte diversă, dar diversitatea acestea ne aduce și o paletă foarte largă de probleme. În Spania, de exemplu, traficul de specii protejate este o problemă extrem de importantă. În România, tăierile ilegale sunt o problemă extrem de importantă. Un procuror verde european a reușit. Să pună pe agenda publică, dar și pe agenda juridică, cu prioritate aceste probleme, așa cum eu cred că merită. Și cred că deja toată Uniunea Europeană spune că problemele de mediu trebuie să aibă prioritate. Problemele de mediu trebuie să aibă prioritate. Bani sunt alocați pentru această zonă. Pentru crearea uh, Procurorului Verde European, pentru tot ceea ce înseamnă structura sa, banii, de unde ar veni? Din tot... bugetul Uniunii Europene, din bugetul pentru instituțiile Uniunii Europene uh -huh. și s-ar face, de aceea l-am gândit să fie sub structura existentă, repet, a Procurorului European, tocmai ca să nu încărcăm prea mult cu funcționari, cu birocrație și să nu ne gândim foarte mult la uh, structuri stufoase, pentru că. Sunt o problemă, îngreunează implementarea în realitate și se vor aloca bani pur și simplu prin mărirea bugetului parchetului european cu resurse pentru această secție a Procurorului Verde European. Banii, banii existenți în acest moment pentru tot ceea ce înseamnă verde, credeți că vor ajuta și România să facă pașii necesari pentru o zonă cât se poate de echilibrată din punct de vedere climatic în România pentru a reduce tot ceea ce înseamnă poluare și toate celelalte probleme legate de mediu? Banii sunt esențiali pe acest, pe acest palier pentru România. Absolut esențial. Deci nu vorbim doar că ajută, vorbim că nu am putea fără ei. Este, în schimb, este esențial să profităm de acest moment și să fructificăm șansa pe care o avem și nu numai noi, nu numai România, ci și celelalte state membre. Este un efort fără egal la nivel mondial. Uniunea Europeană poate că nu este lider în anumite domenii, dar în acest domeniu este lider. Noi suntem, avem know-how, avem cunoștințele și avem voința atât populară, cât și politică, să mergem către o, o planetă în care copiii noștri și copiii copiilor noștri să găsească un mediu în care să poată trăi. Deci, noi suntem lideri, Europa este lideră și România trebuie să profite de această șansă, repet, unică până acum, de investiții pentru mediu și nu vorbim numai de împăduriri, pentru că sunt foarte mulți bani, o să fie foarte mulți bani de împăduriri și o să fie, sunt bani foarte mulți pe mediu și pe PNRR, dar vorbim și de lucruri conexe, adică vorbim de școli noi cu componentă eco. Vorbim de clădiri administrative cu componentă eco, vorbim de investiții în energie regenerabilă. Vedeți ce probleme avem acum cu lipsa de, de energie care crește prețul. Deci sunt niște lucruri strategice de care avem mare nevoie și care sunt, repet, o șansă foarte importantă L pentru legislația noi. Legislația în România este uh, suficientă cât să îi prindă pe cei care greșesc, ca să nu spun mai mult de atât? Eu sunt autorul proiectului DNA-ului Pădurilor în România, deci consider proiect care până la urmă aplicat picat la CCR, ce dăm toată toată încrederea că va mai, va fi redepus și va trece în această sesiune, în această uh, legislatură. Uh, cred că trebuie să facem mai mult în zona de legislație, nu avem suficient, avem anumite lucruri, dar, repet, trebuie să facem și noi niște structuri specializate de mediu, structuri pe care nu le avem acum, mai mult decât Garda de Mediu care, repet, în sfârșit își face datoria și cred că trebuie să avem aceste structuri și să facem aceste modificări legislative de care avem nevoie. Discutăm subiectul și în perioada următoare, pentru că e de urmărit ce se decide aici, la nivel, nivel european și, sigur, cu aplicabilitate la nivel național. Mulțumesc, Vladiu Gheorghe, pentru prezență. Mulțumesc și eu. Iar vouă, celor de acasă, vă spun să rămâneți pe Antena 3. Nu uitați că ne revedem și sâmbătă viitoare la 9 și 30 de minute. Cu bine și sănătoși să fim.